Lăudat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Oameni dragi, urmează să citim din Scriptură încă o dată. De data aceasta o să citim din 1 Corinteni, capitolul 15. Aici este un text bogat, un pasaj potrivit pentru sărbătoarea, pentru praznicul de astăzi. Astăzi am avut parte de o cercetare deosebită. De dimineață ne-am bucurat mult înaintea Domnului și nădăjduiesc că Domnul ne-a atins inima și în seara asta, deși fiecare serviciu divin are specificul lui, este ca el. Dragii mei, vă invit să vă ridicați, să aveți scripturile deschise sau să urmăriți pe screen 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci, dacă nu vie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat. A înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii săi sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei, continuați să stați în prezența Domnului, păstrați-vă inima îndreptată înspre Domnul, înspre măreția acestei sărbători și bucurați-vă de viață și de harul pe care îl avem să-L cunoaștem pe Domnul prin Evanghelie. Ne-am bucurat de slujirea bisericii sale, de prezența sa și acum, în aceste ultime 10 de minute, câte au mai rămas, aș vrea să spun câte ceva dintr-o predică pe care am numit-o cele două fundamente ale creștinismului. Cele două fundamente ale creștinismului. Creștinismul are multe fundamente, dar din punct de vedere al subiectului nostru și al pasajului pe care l-am citit, există două pe care în această seară le voi remarca. Înainte însă să intru în predica pe care am pregătit-o, aș vrea să remarc faptul că împreună cu noi este pastorul Ezel Ferreira, prietenul nostru drag. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este pastorul bisericii de la Biserica Spaniolă din Chicago și împreună cu soția dumnealui, sora Marilene. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem onorați și bucuroși să vă revedem.
și să rostim numele Domnului peste viața, familia și slujirea dumneavoastră. Cele două fundamente ale creștinismului. Scumpii mei, am auzit de dimineață două predici frumoase, în după amiaza aceasta una, și acum încerc să spun câte ceva în timpul care a rămas în legătură cu titlul acesta, care este fundamental, care este universal, care este foarte complex. Însă eu o să-l aplic pe pasajul pe care l-am citit și o să încep spunând faptul că atunci când vorbim despre înviere, trebuie neapărat să vorbim despre moarte, pentru că moartea este înainte de învierea, pentru că ea precede învierea. Dacă ne uităm la pasajul în care Pavel împletește ideea de moarte cu cea de înviere, vrând să pună în evidență importanța fiecărui dintre aceste două evenimente, primul lucru pe care îl remarcă în versetul 1 este comunicarea revelației. El spune, cât privește strângerea, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți tot așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Priviți, vă rog, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Evanghelia nu este scrisă de oameni, ea este comunicată de Dumnezeu, ea este inspirată de Dumnezeu, ea este dată de Dumnezeu. Cartea aceasta conține descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu. Această descoperire se numește într-un termen mai tehnic, mai teologic, revelație. A revela înseamnă a descoperi. Noi avem revelația lui Dumnezeu și toți oamenii au la îndemână revelația lui Dumnezeu în Biblie. Priviți, vă rog, neamul nostru, care este un neam foarte religios și asta este bine, dar, dincolo de aspectul acesta religios în sine, pe ce se bazează religia noastră? Dumneavoastră știți că o bunică spune într-un fel, o altă bunică spune în alt fel. De aceea avem nevoie de voia lui Dumnezeu descoperită nouă, care este de 2000 de ani pe pământ. Nu poți fi un om credincios fără Biblie, poți fi religios fără Biblie, dar credinciosul lui Dumnezeu nu poți fi fără Biblie, pentru că Dumnezeu a trimis oamenilor Biblia. Ea are 66 de cărți, Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament sunt făcute promisiunile, în Noul Testament se împlinesc promisiunile și ea, această voie a lui Dumnezeu, adică Biblia, ea ne informează despre ce ne-a spus Dumnezeu. Cum vom împlini noi voia lui Dumnezeu dacă nu o cunoaștem? Cum o vom cunoaște dacă nu vom citi despre ea? Comunicarea revelației este acțiunea lui Dumnezeu. Însă primirea revelației este acțiunea noastră. În mod intenționat am citit versetul 2 și el se încheie așa, altfel degeaba ați crezut. Este posibil să crezi degeaba? Da. În ce situații este posibil să crezi degeaba? Nu vreau să intru în subiect încercând să ofer alternative, vreau doar să spun ce a spus Pavel. Și ca să spun ce a spus Pavel, cel mai ușor îmi este să repet. Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Ați primit-o, ați rămas și ați devenit mântuit prin ce ați primit și în ce ați rămas. Dacă, observați condiționalul, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o eu. Cum a propovăduit-o Pavel? Înțelegeți acum că avem nevoie de Biblie ca să citim cum am propovăduit-o el? Înțelegeți acum că trebuie să știm ce a propovăduit el pentru ca să știm ce trebuie să ținem? Și acum încheiem spunând, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Poți să crezi degeaba. Există riscul acesta să crezi degeaba. Al treilea lucru pe care vreau să-l comunic după comunicarea revelației, după primirea revelației, este faptul că Biblia promovează aceste două fundamente care se constituie în titlul predicii mele, și anume moartea și învierea Domnului Iisus. Fundamentele creștinismului sunt moartea lui Hristos și învierea lui Hristos. Fără una sau ambele dintre ele, nu există creștinism. Pentru că creștinismul înseamnă mai mult decât un set de reguli, înseamnă mai mult decât o religie, precum islamismul, hinduismul, budismul, confucianismul și multe altele mai noi sau mai vechi. Hinduismul, de pildă, care este cel mai vechi dintre ele, își asumă superioritate prin vechime. O religie nu este mai bună sau mai rea prin vechimea ei, că aici nu vorbim despre vinul din beciurile Franței.
Și cu cât e mai vechi, cu atâta e mai bun. Noi aici vorbim de adevăr. Și adevărul lui Dumnezeu în creștinism a fost descoperit prin revelație într-o perioadă de 1500 de ani. De aceea depinde la ce etapă a revelației lui Dumnezeu ne referim atunci când spunem vechi sau nou. Această revelație a fundamentelor creștinismului se referă în versetele 3 și 4, atenție, v-am învățat înainte de toate, dar înainte de toate, pentru că înainte de toate sunt două lucruri importante. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit după Scripturi. Atenție! Și după ce a fost îngropat, a înviat după Scripturi. După Scripturi a murit și după Scripturi a înviat. Acestea sunt cele două fundamente. De ce spune după Scripturi? După Scripturile Vechiului Testament, în care s-a promis că va veni Mesia și va muri și după ce va fi îngropat, va învia. Astea au fost două promisiuni care au trecut prin istorie, care sunt un fel de pod ale promisiunii din Vechiul Testament în împlinirea din Noul Testament. Biblia promovează aceste două fundamente, moartea și învierea Mântuitorului. Însă identitatea celor două fundamente se sprijine pe Vechiul și pe Noul Testament. Profeții din Vechiul Testament și mărturisitorii sau apostolii care depuneau mărturia lor din Noul Testament. Haideți să ne uităm un pic la versetele 3 și 4. Din nou, după Scripturi a murit, după Scripturi a înviat. Dar să privim versetele 5, 6, 7, 8. S-a arătat lui Chifa, s-a arătat la cei 12, la 500 de frați în același timp, s-a arătat lui Iacov și s-a arătat lui Pavel. Încă o dată, Vechiul Testament conține promisiunile lui Dumnezeu și promisiunile sunt făcute prin proroci. Profeții, prorocii au primit de la Dumnezeu cuvintele pe care le-au spus și cuvintele acestea puneau în evidență promisiunea lui Dumnezeu că va veni Mesia. Și la un moment dat Mesia a venit. El a murit, a fost îngropat și a înviat. Și promisiunile acestea s-au împlinit. Iar martorii și mărturisitorii împlinirii sunt apostolii. Și, repet, s-a arătat lui Chifa. Ce s-a arătat lui Chifa? Faptul că promisiunea din Vechiul Testament, care spunea că Mesia va învia, s-a împlinit. Și Petru este un martor al faptului că s-a împlinit. A vorbit cu el pe malul mării. Petru l-a văzut cu ochii lui. Petru n-a fost nevoie să creadă, pentru că a constatat. Constatarea duce la certitudine. Ce vezi, nu te mai îndoiești niciodată dacă ai văzut bine sau nu. Ce crezi, aici trebuie să te ții tare, că credința odată e mai puternică, odată e mai slabă, în funcție de ce ți se întâmplă, în funcție de ce mai pui în minte. Dacă citești ceva ce e împotriva la crezul pe care l-ai, te clatini. Dar ce ai văzut, nu te mai clatini, ai văzut cu ochii tăi. Întotdeauna constatarea duce la certitudine. Dar observați că noi avem parte de credință, nu de constatare. Ca să constatăm că a murit și a înviat Hristos, ar fi trebuit să trăim acum 2000 de ani, să fim în Ierusalim și să avem parte, să-L vedem măcar o dată cum merge dintr-un loc în altul învățându-i pe oameni și de asemenea să-L vedem măcar o dată după ce a înviat. Dar noi n-am avut harul acesta. Noi n-avem parte de constatare, avem parte de credință doar. Profeții din Vechiul Testament au promis, iar mărturiile apostolilor din Noul Testament au confirmat că s-a împlinit profeția. Ce frumoasă legătură se face între profeții care au spus, va fi, atenție, va fi, va veni, aveți grijă, pregătiți-vă, va veni. Și apostolii din Noul Testament spun, a venit, am văzut, chiar noi am văzut asta, chiar noi am auzit asta. Două categorii de oameni, unii promit și alții confirmă că deja s-a împlinit. Cum spun unii că nu e adevărat? Nu au nicio șansă. E 1500 de ani de revelație. De unde au știut bieții oameni să spună ce au spus? Cine va ști ce se întâmplă mâine? Dar peste 1500 de ani.
La împlinirea vremii s-a întâmplat, remarcă Scriptura. Dumnezeu controlează istoria, a dirijat lucrurile să se întâmple. Ce să se întâmple? Ce au promis un șir de profeți din Vechiul Testament. Și în Noul Testament, alt șir de apostoli intră pe vocea a doua cu ei și spun, s-a împlinit. Profeții spuneau, se va împlini. Apostolii spun, deja s-a împlinit. Se va împlini, deja s-a împlinit. 1500 de ani e timpul unde aceste două voci se aud ca o cântare frumoasă. Apoi, versetele 8 la 10. Identitatea martorilor este smerenia. Identitatea martorilor este smerenia. Priviți versetele 8 la 10. După ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Care dintre noi poate să care dintre noi se prezintă în felul ăsta? Care dintre noi s-a prezentat vreodată așa? Eu ca o stârpitură până la 21 de ani, ori de câte ori mi se strica bicicleta, îl înjuram pe Dumnezeu, că era obișnuit în satul meu să folosești înjurătura asta. Așa înjurau bărbații. După cum și astăzi este la fel. Însă niciodată nu m-am prezentat cu acest apelativ umilitor, ca o stârpitură. De ce Pavel se coboară atât de jos? Superdotatul, proeminentul, prolificul, arhicunoscutul, membru în sinedriu, ca unei stârpituri. De ce? Pentru că Pavel s-a smerit. Uitați ce spune el. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Este adevărat că era cel mai neînsemnat dintre apostoli? Niciun apostol n-a scris atâtea epistole cât a scris el. A fost cel mai prolific scriitor din Noul Testament. În ce constă neînsemnătatea lui? El explică, am prigonit biserica. E adevărat că a prigonit-o, pentru că el era un fel de vârf al iudaismului și când creștinismul a apărut, se părea că intră în concurență cu iudaismul. Și atunci el, un vârf, un reprezentant al iudaismului, s-a simțit responsabil să reacționeze și să pună creștinismul, această mișcare care scotea capul din nisip, să o pună la respect. Iar după ce se convertește, își dă seama că s-a luptat împotriva lui Dumnezeu și spune despre el cuvintele amintite. Dar lăsați-mă să continui. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. Noi suntem vrednici. Predicatori vrednici, cântăreți vrednici. Vrednici nevoie mare. Se ține vrednicia după noi. Oameni dragi, vom face dovada că îl cunoaștem pe Iisus atunci când vom umbla în modestia, în smerenia și în umilința în care a umblat el. Vom face dovada că îi imităm pe apostoli, după cum ne cerea Pavel. Eu îl urmez pe Hristos, calc pe urmele lui, voi urmați-mă pe mine, că de fapt îl urmați pe el, călcați pe urmele mele. N-avem nicio șansă să mergem pe drumul apostolilor cu aroganță, cu păreri înalte, cu o atitudine din asta de importanță. Pavel n-a avut-o, Domnul Iisus n-a avut-o, iar cine a avut-o s-a dus pe un drum perpendicular pe drumul pe care a mers apostolii și Domnul lor și al nostru. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Observați, întotdeauna când apostolii vorbesc și mai ales Pavel, care a scris foarte multe epistole, mi-am notat cam 15% dintre pasajele pe care vi le puteam citi, mi-am notat câteva pasaje din Romani, din Galateni, din Corinteni, din Filipeni, câteva pasaje care vorbesc despre noțiunea de rob. Pavel Crâsnic, vineri seara la conferința tinerilor, a avut un seminar în care a vorbit despre rob al lui Iisus Hristos. Și am fost foarte impresionat de felul în care a abordat noțiunea, ideea aceasta de a fi rob al lui Dumnezeu. Orice subiect pe care eu personal nu l-am pregătit ca pentru o predică sau pe un seminar și l-a pregătit altcineva și l-a ascult, m-am minunat foarte tare de profunzimea dezbaterii. Uitați-vă ce spune Pavel în Romani. Pavel, care este rob, dar a fost chemat să fie apostol. N-a fost chemat să fie rob, rob este. Dar a fost chemat pe lângă rob, asta e identitatea lui rob, dar a fost chemat să facă serviciu de apostol. Dar el de felul lui e rob. El nu este chemat să aibă serviciu de rob. Rob e ca identitate, dar ca serviciu este apostol. Ceea ce îl reprezintă este robia.
Ceea ce servește e funcția de apostol. El e rob ca și identitate, dar are funcția de apostol. Cândva va ieși la pensie din funcția asta. Imaginați-vă că Pavel spune lucrul ăsta: eu sunt rob. Eu folosesc uneori expresia asta, robul Domnului, și i-am spus unui bărbat din adunare, robul Domnului. A venit la mine și mi-a spus: te rog frumos să nu mai îmi spui robul Domnului, că mă deranjează. De ce? Mă umilești când îmi spui așa. Personal, nu cred că este o onoare mai mare decât să-L servești pe Dumnezeu în calitate de urmaș, în calitate de rob, în calitate de subaltern, în calitate de ascultător, în calitate de supus, să fii un urmaș, un rob al lui Dumnezeu. Să simți stăpânirea Lui asupra ta, dar tu nu simți stăpânirea, tu simți protecția. Tu nu simți domnia, tu simți iertarea, tu simți iubirea, tu simți mila, îi simți apropierea. Observați, frați și surori, câtă diferență este între a trăi ca rob al lui Iisus, indiferent ce slujbă faci. Pavel a avut funcția de apostol, însă ca și identitate, ca și stil de viață, ca și raport cu Dumnezeu, el a fost un rob. Un rob, cât de deștept ar fi, el este încadrat de noțiunea de rob. Oricâte resurse ar avea, el este încadrat de identitatea lui de rob. Gândiți-vă câți dintre noi ne străduim să stăm în identitatea de rob. Câți dintre noi înțelegem umilința poziției de rob, modestia, evlavia. În sfârșit, învierea Domnului confirmă și legalizează, promovează învierea din morți a credincioșilor. Priviți, vă rog, versetul 12. Dacă se predică că Iisus a înviat din morți, cum zic unii atunci că nu este o înviere? Păi dacă a înviat, din moment ce El a înviat, El a dovedit că e posibil ca să se învieze din morți. Asta este dovada. De acum încolo, învierea din morți nu mai este o probabilitate. Nu mai este doar o speranță. Ea are un precedent. Ori precedentul este învierea lui Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Acum suntem siguri că se poate întâmpla, că deja s-a întâmplat. Lăsați-mă să spun un exemplu pentru bărbați. Nu știu dacă îl vor înțelege și alții. Hai să dăm exemplu la cutia de viteze. O singură dată, dacă mașina zvâgnește, ca semn că ceva în cutia de viteze nu-i bine, de atunci încolo o să zvâgnească tot mai des și tot mai lung. Pentru că s-a creat o mică problemă care se va accentua. Boala va deveni din ce în ce mai complicată. Întotdeauna când se strică ceva, se strică puțin. Mâine se va strica mai mult, poi mâine se va strica și mai mult. Există această ascendență. Legea entropiei vorbește despre asta. Dar să revenim la înviere. Faptul că a înviat în Hristos a creat un precedent. Iar precedentul acesta a devenit speranța noastră. Pentru că Dumnezeu ne-a spus: priviți învierea lui Iisus, agățați-vă de ea și nădăjduiți că într-o zi se va repeta cu voi. Se va repeta cu fiii voștri și cu fiicele voastre. Se va repeta cu nevestele voastre și cu bărbații voștri. Se va repeta cu familia voastră extinsă. Cu toți cei care degeaba au crezut. Excepție toți cei care degeaba au crezut. Însă cu toți cei care au crezut în mod autentic și au rămas în credință până când i-a chemat Domnul acasă. Cu alte cuvinte, să folosesc o expresie biblică, au murit în credință, au murit în Domnul. Oamenii aceștia vor avea parte de învierea de care a avut parte Iisus Hristos. Predicarea, credința și slujirea sunt inutile în absența învierii. Asta spune Pavel, asta spune el. Toate acestea devin inutile. Dacă n-a înviat Hristos, predicarea noastră este inutilă.
Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este inutilă. Dacă n-a înviat Hristos, noi suntem dovediți niște martori mincinoși. Pentru că vă împingem într-o ideologie care n-are fundament. Care-i fundamentul? Moartea și învierea Domnului. Nu care este fundamentul. Care sunt fundamentele? Moartea și învierea Domnului. Fără moartea și învierea Domnului totul este inutil. Fără mijlocirea lui Iisus Hristos noi nu avem trecere în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne bagă în seamă pentru că suntem dușmanii lui, care i-am ofensat sfințenia o viață întreagă. Hristos este singura noastră speranță, iar speranța s-a concretizat prin moartea Lui și prin învierea Lui. Moartea Lui vorbește despre umilința Lui, dar învierea Lui vorbește despre glorificarea Lui. Viața creștină funcționează după regulile cerului. Smerenia, obrazul întors cu umilință, iertare, dragoste. În societate aceste lucruri nu funcționează. Dimpotrivă, cine le practică devine victimă. Ascultați ce spune Pavel. Dacă numai pentru viața aceasta v-ați pus nădejdea în Hristos, sunteți cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă numai pentru viața aceasta vă smeriți, întoarceți obrazul, iertați, sunteți buni, vă smeriți, veți deveni niște victime ale societății. Oamenii vă vor lua de slabi, vă vor exploata, vă vor manipula și nu veți câștiga nimic. Dar dacă veți trăi în felul acesta cum a trăit Hristos, după pilda Lui, atunci Dumnezeu vă va onora credința și faptele credinței. Vedeți când funcționează smerenia noastră? Atunci când Hristos a murit și a înviat, altfel suntem slabi. Societatea aceasta profită de noi dacă suntem așa, fără ca Iisus să moară și să învieze. Smerenia noastră, umilința noastră, caritatea noastră, pocăința noastră, iertarea noastră, dragostea noastră sunt virtuți doar dacă Hristos a murit și a înviat și vom fi răsplătiți doar dacă El a murit și a înviat. Dar dacă El n-a murit și El n-a înviat, noi am fost niște oameni slabi care n-am reușit. Ce faci în societatea asta cu smerenia și cu umilința? Toată lumea te pune la rând. Însă Dumnezeu când vede un astfel de caracter spune, veniți, binecuvântați tatălui meu. Numai El apreciază modestia. Păi numai gândiți-vă ce fel de conducere a propus El. Cine este mai mare, să devină cel mai mic. Cine este cel mai mare, să fie slujitorul fraților lui. Păi dacă în lumea asta face așa, n-ajungi la bătrânețe. Asta nu e o soluție pentru societatea contemporană. Pentru societatea contemporană altfel trebuie să fii ca să învingi. Dar noi nu luptăm cu armele întunericului. Și nici nu vrem să avem succes în felul lumii. Noi vrem să limităm pe Hristos, să trăim în virtuțile promovate de El, trăite de El, învățate de El, imitate de apostoli. Și în felul acesta, iertarea noastră, iubirea noastră, smerenia noastră, atitudinea noastră echilibrată, caracterul nostru pe care Dumnezeu ne ajută prin Duhul să-l construim, acesta va fi onorat și răsplătit. Aduceți-vă aminte, Galateni 5,22, roada Duhului. Toate lucrurile acestea ni le propune Dumnezeu ca un stil de viață. Însă, dacă Iisus n-a murit și n-a înviat, noi suntem slabi că am trăit în felul acesta. Însă dacă El a murit și a înviat, El ne va onora pentru acest stil de viață, pentru că în felul acesta a trăit Iisus și apostolii. Asta vrea să spună Pavel aici. Învierea lui Hristos este etalonul și modelul învierii noastre. Dacă Hristos a putut să învieze prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin resursele lui Dumnezeu, aceeași autoritate ne va învia și pe noi. Ceea ce trebuie să facem nu este să ne chinuim să înviem, ci este necesar să-L urmăm pe El. Doar atât, să-L urmăm pe El crezând în El. După cum am fost afectați de păcat prin Adam, tot așa să ne lăsăm afectați de ispășirea lui Hristos prin Hristos. Adam ne-a influențat prin căderea lui și prin păcatul lui. Și sub incidența lui născându-ne, am devenit păcătoși ca și el. Acesta a fost primul Adam. Însă când a venit al doilea Adam, el ne-a influențat altfel spre altundeva. Și dacă Adam ne-a condus la păcat și la dușmănie în raport cu Dumnezeu, Hristos ne-a condus la neprihănire în raport cu viața. Oamenii lui Dumnezeu, astăzi onorăm învierea lui Iisus Hristos.
moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și facem lucrul acesta cu bucuria, că noi suntem acum la rând. Cel care era în fața noastră, Domnul, deja a înviat. Acum urmăm noi. De 1000 de ori ați fost și dumneavoastră la rând ca și mine. Și dacă rândul era lung, aduceți-vă aminte ce nerăbdători eram. Și în sfârșit, mai avem doar o persoană în față. Și o ia și pe aceasta. Și noi acum suntem primii. Nu mai e nimeni. Așteptăm să plece ăla de la ghișeu, că urmăm noi. Exact în situația asta ne aflăm acum. Hristos deja a înviat. Acum urmăm noi. Când Dumnezeu își va ridica privirea și va spune vino, noi urmăm. Vă puteți imagina asta? Noi urmăm! Dumnezeu să ne păstreze vrednicia pocăinței și a sfințeniei. Și când se va întoarce Domnul, să ne vedem cu toți acolo în măreția lui Dumnezeu. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, încheiem cu rugăciune.